sase animele care poți să închepi. Da. Dacă sunteți noi, ai sala anime și chestii și vreți să închepeți cu un anime, vă recomand Akia Sase, care puteți să închepeți. Death Note este un anime foarte popular. A fost destul de bun, are nota 10. Finalul a fost destul de set, dar doar atâta vă spun despre el. Și a fost foarte bun. Dar deci povestea este că Ruka, așa vă spun pe scurt, Ruka este un Shinigami și e plictisit, aruncă Death Note-ul de la el din lumea lui, lumea Shinigamilor, și cade în fața școlii unde este Light. Light e băiatul protagonistul povestei și el o vede și da, apoi încorupe Death Note-ul, omoară criminalii, apoi nebunește și cam asta e povestea. Apoi apare unul pe nume El, și da, apoi intră în echipa lui El și cam da, și se luptă cu factorii, cu chestii, fiecare e deștept, genii chiar. E un anime destul de bun, chiar vă recomand să-l vedeți, dar primul vostru anime să fie chiar așa. Ăsta chiar a fost primul meu anime. Dragon Ball. Un anime și mai popular decât Snatch Dot. Da, Dragon Ball, nu Dragon Ball Z. Z, ca cum vrei să numiți, oricum. Cu el recomand să închepeți, cu originalul Dragon Ball. Nu închepe chiar așa, că nu. Pierdeți foarte multe distracții, oricum, da. E un anime destul de bun, are tot nostra 10. Mi-a plăcut la nebunie. Foarte mișto, deci povestea este că Goku este un băiat de 10 ani, așa, sau de 12, nu mai știu. Așa, trăiește în munți de unul singur, bunicul s-a murit, iar el apoi se întâlnește cu Bulma și apoi merg într-o aventură să caută niște pile ale dragonului, apoi se duce la turnee mondiale de arte marțiale, salvează lumea, cam așa, apoi se termină, devine adult, se maturizează, se antrenează cu Kami-sama, se face în chestii și apoi merge la Z, unde acolo nu vă spun. Dar mie, care cred că am zis cu toți, nu trebuie să explic nimic, ca Inazuma Eleven. Chine n-a auzit dacă este anime. Ei, da, deci nu am chestii să spun, efectiv. Da. Vă recomandez să închepeți dacă sunteți noi la anime. Puteți să închepeți cu ăsta, ieșiți nostalgic, ieșiți frumos. Are peste 100 de episoade, așa, full, nu primul sezon de a spus la televizor acolo, când era mis că apăreau extraterestri, dar nu au venit. Da. Următorul anime care vă recomand este Naruto. Cred că toată lumea a auzit de Naruto, dar în caz dacă n-ați auzit de el, o să fiu scurt. Naruto este un ninja, tot anime este bazat pe ninja, chestii. Deci vine vulpe, o vulpe cu nouă cozi, atacă satul ascuns dintre frunze, apoi se sigla Naruto. Naruto este un copil singurate care n-a crescut pentru că are vulpe nouă cozi în ea și toată lumea vede ca monstru, apoi crește, face misiuni, chestii și tot asta e cu ninja, chestii, auzi, chakra, sistem, chestii, da, cam atâta, e foarte mișto. Un anime, cred că probabil ați auzit unul dintre voi, e mimuri, chestii, cum ar fi Muda Muda, Ora Ora Ora, chestii, oi, oara, prosing, mi chestii, mimuri de astea, sunt, da. În România nu e prea popular anime-ul ăsta, dar în alte state, foarte popular, da. Încă dacă n-ați auzit de acest anime, eu să fiu scurt, are mai multe părți, dar începem cu una, bineînțeles. Partea 1 este cu unul Dio, i-a murit tatăl, așa că tatălui Dio a ajutat familia Zostar și așa că sunt datori. El se trimite undeva la Zostar, familia acolo, unde o să fie adoptat. Dio descoperă o mască, îl transformă în vampir, apoi transformă tot orașul și vine unul, Zeppeli, parcă se numea, și îl învață Amon, tehnica respirației și chestii lui Jonathan. Apoi îl înving pe Dio, ajunge are mai multe continuări, chestii, dar acolo ajunge Zoi, nu eu, dar e foarte mișto. Următorul anime pe care vă recomand este Bakugan. În caz dacă nu l-ați văzut, o să fiu scurt. Povestea este că unul Den, pe nume Den, găsește o carte, se bate cărțile, așa, apoi apare Drago,
din dimensiunea lui Bakugan, nu destroia, pardon, și se prietene și se bat alții, vin alții, mulți. Așa apare unul Masquerade, da, un anime foarte bun, vă recomand să începeți cu asta. One Piece. Acest anime din 99 până astăzi încă continuă. Are peste 1000 de episoade. Da, chiar are. Sunt pe la episodul 133, pe acolo. Povestea este că este un Luffy, Monkey D. Luffy, care vrea să devine regele piraților, caută One Piece, o comoară, da, foarte bogată ca să fie acolo, de se întâlnește cu, face camaraze, echipaj, Zoro, chestii, Nami și tot așa găsește mai mulți pe parcursul povestei, prietenii, se bate cu criminali, cu pirați, chestii, cu răufăcători, ajută lumea, are inima bună asta. Cam asta e povestea, adică nu prea am ce să vă spun.